Băsescu era nebunit când vedea, când îmi spunea mie la un dată, băi, ce, când îi văd că vin cu mâna întinsă să-mi strângă mâna, zice, înnebunesc, mai ales că se ducea pe la Mocani, până Apuseni, să da. Duce la Muntele Găina, la Târgu de Fete. Oia, îi apucau mâna și îl strângeau și strângeau 5 minute. Domnul președinte, nu-i dădeau drumul. Da. Zice, bă, ce, da, pleca cu mâna tremurând și cu oasele zdrobite de la cei, trebuiau 3 zile să țină un pix în mână. Zice, bă, nu-i mai suport pe ăștia, ce, când mă duc la ăștia și mai văd pe unul că vine cu mâna întinsă, e nenorocire curată. Asta e. Asta e o dezvăluire senzațională, nu știam. Da, vă spun, deci era disperat. Bă, știți cum mi-a povestit? Zice, bă, zice, nu, așa ceva, ce veneau ăștia cu tare, cum cu mâna întinsă, cu, nu știu, pe lângă faptul că ăla de la SPP mai dădea mâna în spate, îl mai ștergea cu câte un șervețel, că ea săreau, îl vedeau, erau cu mâna, iertați-mă, păpuță, făceau pipi într-un colț și striga unul, vine Băsescu, bă! Ăla termina repede, n-a apucat să mai spele, să ducea să prinde și el să dea mâna cu, da, Băsescu, să dea, să dea noroc cu el. Da? Cam asta era pe ăsta. Și săreau, vă dați seama, să strângi la un moment dat mii de mâini într-o zi, era vânăt. Da, bă, era terminat.